O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări. S-a întâmplat pe strada Rahovei din Medgidia joi noapte, puțin trecut de miezul nopții, când, speriați din cauza fumului gros care nu putea prevesti nici de cum ceva bun, vecinii au sunat la 112 și au chemat pompierii. Aceștia s-au deplasat cu auto specială și au lichidat incendiul în circa o oră. În urma cercetărilor, reprezentanții ISU Dobrogea au găsit corpul carbonizat al unei femei cu vârsta cuprinsă între 45 și 50 de ani. Tot din cercetări a reieșit că focul a pornit de la o lumânare lăsată aprinsă. Vecinii spun că femeia a rămas fără serviciu de ceva timp, motiv pentru care a intrat în depresie, după care a picat în patima alcoolului și umbla mai mult beată. Nu mai avea nici căldură în apartament, nici curent electric, întrucât i-au fost tăiate, de unde se explică și faptul că folosea lumânări pentru iluminat. Locuia singură în apartament și nimeni nu a putut să o salveze, mai ales că flăcările au ars patul în care dormea cam tot ce era în jurul lui. La fața locului au ajuns și polițiști care au deschis o anchetă. Momentan nu se știe dacă femeia a murit arsă sau intoxicată cu fum, însă medicii legiști vor stabili cauza decesului în urma necropsiei.